Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment. De asemenea, vom analiza și ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, dacă vrei să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, poți să intri oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, gratuit. Ai link în primul comentariu, atât pentru varianta de iPhone, cât și pentru Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta? Persoana aceasta este foarte hotărâtă, fie să fie alături de tine până la sfârșitul vieții, fie persoana asta este foarte hotărâtă să închidă ceva cu tine, să se elibereze. Văd aici o puternică legătură cu următoarele zodii: Berbec, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Este un moment de eliberare. Da? Persoana asta se pare că a luat o hotărâre în legătură cu tine, poate chiar se gândește că se simte bine alături de tine, consideră că este în lumea sa, consideră că este stăpânul lumii tale și persoana asta se gândește să te revadă. Este gânditor foarte mult la tine, se gândește să facă un drum către tine sau se gândește să vă întâlniți la un drum. Persoana asta se gândește în continuu, vrea să te revadă, vrea să reluați legătura, vrea să faceți ceva important. Hai să mai vedem ce mai gândește. Poate omul ăsta se gândește la o călătorie îndepărtată. Da? 8 de bâte. Ei, omul ăsta se pare că se gândește să-ți dea mesaj, se gândește să comunice cu tine. În acest moment este clar că persoana aceasta este atrasă de tine din punct de vedere erotic. Îți dă tot felul de mesaje sau cel puțin se gândește să-ți dea tot felul de mesaje. Consideră că ești persoana potrivită. Da? Văd aici pe cineva care totuși este mulțumit cu acest final, cu această eliberare. Văd pe de o parte că acest om este foarte interesat de faptul că tu poate ești mai retras sau ascunzi anumite lucruri. Este o persoană aici care are o foarte mare încredere în propria ființă. Hai să vedem ce simte în legătură cu tine în acest moment. Că e clar aici că se simte rănit în acest moment. Da? Se simte rănit, se simte pus la pământ. Poate are o problemă din punct de vedere personal sau poate această etapă, acest final nu convine acestui om. Nu convine acestei persoane. Pentru că, uite, este o atracție aici destul de mare între voi. Este o atracție mare, este o atracție veche. Persoana asta ar vrea să dețină controlul asupra ta. Da. Pentru unii poate avea legătură și cu zona financiară. Posibil de acolo să fie lucrurile ciudate. Spânzuratul. Deci omul ăsta se pare că în interiorul său cumva suferă. Da? Mai văd o legătură cu zodia Pești. Persoana asta simte acest blocaj, simte că lucrurile nu mai pot înainta în această manieră și atunci omul acesta simte clar că este nevoia de schimbare. Să vedem în continuare. Trei de cupe, da, pentru unii poate să fie vorba despre un oarecare triunghi amoros sau putem să discutăm și despre un moment în care această persoană și-ar dori să petreacă alături de tine momente frumoase și-ar dori să vă întâlniți. Doar că este o persoană puțin vicleană în același timp. Hai să vedem ce face în legătură cu tine. Că, nu știu, una gândește, alta simte și să vedem ce face. Dacă e ok, a sărit o carte. Hai să vedem despre ce este vorba. Marea preoteasă, persoana asta evită să comunice, e foarte misterioasă în legătură cu tine, da? Nu știe
ce să-ți spună sau poate chiar îți ascunde anumite lucruri, nu-ți spune cu adevărat durerea pe care o are în suflet, nu comunică despre așa ceva. E clar acest lucru. Și avem un moment în care, uite, destinul, da, se manifestă. Hai să vedem mai departe ce face. Steaua, o legătură cu un vărsător. Persoana asta e ca și cum îți dă speranțe. Da? Îți dă speranțe. Este într-un moment în care, uite, îți poate scrie mesaje sau trăiește cu speranța că lucrurile vor fi bune, trăiește cu speranța că se poate elibera din această situație toxică. Da? Și e ca și cum flirtează cu tine sau e ca și cum vrea să se apropie de tine mai mult. Hai să vedem în continuare următorul mesaj. Omul acesta încearcă să lupte aici pentru dragostea ta, pentru tine. De 5 de monede, deci se simte abandonat, se simte lăsat deoparte. De asta ne-am văzut că are de gând să renunțe la ceva anume, are de gând să renunțe. Omul acesta speră să nu fie abandonat, să nu fie lăsat. Cinci de spade. Se pare că omul ăsta nu e foarte corect cu tine, da? Mai simte aici o persoană căruia îi place așa să se distreze, îi place să se simtă bine. Parcă trăiește în altă lume persoana asta. Hai să vedem în continuare ce va gândi, ce va simți. Uite, se va gândi că vrea alături de tine un nou început. Da? Poate să fie vorba în unele cazuri și de o nouă persoană care apare. Da? Avem pajul de bâte. Persoana asta îți va face o invitație la o petrecere, poate va dori să vă întâlniți, va dori să petreceți timp de calitate împreună. Se va gândi că își dorește un nou început alături de tine, un nou început pasional poate. Da? Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de cupe poate să însemne aici și faptul că această persoană în viitorul apropiat, văd aici că își va dori să se apropie mai mult de inima ta, da? Va gândi că ești o persoană respectabilă, va gândi că ești o persoană alături de care vrea să petreacă timp de calitate și să vedem ce va simți. E ca și cum îți dă un cadou, îți oferă un cadou sau aici poate această persoană își va dori mai multă atenție din partea ta. Poate va spera să obțină o sumă de bani de la tine, mai poate să fie. Și aici avem roata destinului. E clar că persoana asta în viitorul apropiat își va da seama că destinul său este alături de tine. Însă, văd aici că e ca și cum își încearcă norocul. Eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Persoana asta în viitorul apropiat văd că va aborda lucrurile într-un mod foarte serios în legătură cu tine, foarte, foarte serios. Și hai să vedem în continuare ce va face în legătură cu tine. Va dori să vă revedeți sau îți va scrie mesaje. Asul de cupe și îți va propune pace, îți va propune întâlnire, îți va spune despre o veste extraordinar de bună, da?
Avem aici 9 de monede care înseamnă împlinire sau înseamnă pentru unii poate chiar și un dar de bani, dar este o bucurie foarte mare. Să vedem ce va mai face. 6 de spade și uite, va face un drum către tine sau va dori să lase în urmă această stare de compromis, această stare ciudată. Da? Veți avea aici o discuție foarte serioasă în urma unui drum sau poate e ceva legat de un drum, de o mutare, o relocare. Foarte interesant. Dar vreau să văd eu aici totuși un mesaj suplimentar, da? Pentru că aici omul ăsta este cam indecis, e cam ciudat. Care e motivul totuși din spate? Da, motivul este, nu știu, ceva legat de zona profesională sau motivul poate să țină de faptul că această persoană nu este deschisă în fața lucrurilor noi, este cineva care se ocupă foarte mult de zona profesională, este cineva care poate din acest motiv nu poate să întreacă măsura, cine știe. Un suflet pereche, da? Poate persoana asta, știu eu, discută cu cineva prin mesaje, are o legătură cu o persoană, poate la muncă. Uite, văd o persoană blondă sau o persoană cu părul deschis la culoare. Bun, hai să vedem acum totuși, cum se trece de aici la aici? Pentru că e o schimbare foarte mare, da, în reacția acestei persoane. Fie aveți o discuție în legătură cu o despărțire aici, fie cineva e ca și cum vrea libertate, vrea să fie singur. Un triunghi, o alegere. Deci aici e clar că cineva va face o alegere importantă. Văd un bărbat matur și un final rapid, o hotărâre rapidă. O ieșire cu niște prieteni, nu știu, ieși undeva cu niște prieteni. Pentru alții poate să fie o conversație online pe care o ai cu cineva anume sau cineva vrea să discute cu tine. Muncă, profesie. Vă întâlniți undeva, într-o instituție, poate este vorba și despre o întâlnire așa interesantă. Na, e ca și cum apare o nouă persoană în viața ta sau apare ceva nou care pur și simplu schimbă lucrurile. Să vedem aici. Avem o femeie matură, o femeie sigură pe ea. Persoana asta în viitorul apropiat își va da seama de valoarea ta, își va da seama de energia ta, pentru că văd aici că ai o energie foarte frumoasă. Da? Și uite, dacă ești femeie, mie mi-apar două persoane. Un bărbat, da, cu părul mai deschis la culoare, ochii deschiși la culoare, un bărbat brunet. Avem o dragoste sinceră. Posibil că această persoană să-și dea seama că te pierde, da? Că te pierde. Iar dacă ești bărbat, poate primești un sfat de la un prieten care, știu eu, îți luminează mintea. Pentru că, uite, văd pe cineva care își va dori o întâlnire cu tine. Hai să vedem puțin și ce ți-ar spune această persoană în acest moment și ce îți va spune în viitorul apropiat. Ce îți spune în acest moment? Ce ți-ar spune? Ți-ar spune așa, încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine. Primul mesaj. Îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică. E o
persoană foarte indecisă, pentru că, uite, pe de altă parte ți-ar spune iubește pe altcineva, nu e vina ta în legătură cu situația aceasta. Deci, poate e o persoană puțin orgolioasă, puțin încăpățânată. Acestei persoane, nu știu, ori a fost greu să renunțe la tine, ori este greu să renunțe. Hai să vedem în continuare despre ce este vorba. Ce îți va spune? Persoana asta îți va spune că mă atragi foarte tare, da? Asta ți-ar spune. Mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Deci se pare că tu aici poate o să respingi omul ăsta. Da? Persoana asta îți va spune că uite că m-ai uitat prea ușor. Da? Chiar dacă nu a fost momentul pentru voi atunci. Foarte interesant. Deci e cineva care fie a renunțat la tine, fie tu ai renunțat la persoana asta, dar se pare că trecutul cam bate la ușa aici. Bate la ușă și cineva își va dori ceva stabil, serios. Ia să vedem tarotul meu ce zice. O veste despre un final, da? O veste despre un final și mai avem pe cineva care vrea să te revadă. Avem realizarea dorințelor, deci cineva care, nu știu, se produce un sfârșit pe care tu ți-l dorești foarte mult. Păi aici urmează să ai parte de o surpriză, să știi, de la persoana asta. Uite, avem o dragoste sinceră și o zi plăcută. Na, deci aici e cineva care nu prea vrea să renunțe. E o dragoste cu blocaje, dar aici eu văd că lucrurile se rezolvă. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic să trăiești momentul, să-ți exprimi iubirea, să faci gesturi romantice. Și că această persoană poate să fie cea aleasă. Da? Pentru unii simt așa puternic că e posibil să cunoașteți pe cineva nou în viitorul apropiat. Și atunci de aici persoana asta să se trezească puțin la realitate. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, gratuită și disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai și site-ul dacă ești interesat și de asemenea, acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul ăla în acest moment. De asemenea, ai și o citire cu noul meu tarot, deci te invit acolo dacă ești curios. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.